Altarul de vară Învierea Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul din incinta reședinței patriarhale și-a sărbătorit astăzi cel de-al doilea hram. Sfânta liturghie a fost săvârșită cu acest prilej de prea fericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Această zi de pomenire a tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este ultima sărbătoare din ultima lună a anului bisericesc. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este o zi de tristețe și o zi de post aspru, indiferent când această zi cade, în ce zi a săptămânii, inclusiv duminica. Biserica a rânduit ca această zi să fie o zi de post pentru că să ne aducă aminte că neînfrânarea de la patim, de la lăcomie, a dus la uciderea Sfântului Ioan Botezătorul. Patriarhul României a evidențiat faptul că Sfântul Ioan Botezătorul este un dascăl al pocăinței. Sfântul Ioan predica pocăința ca o schimbare de ordin social, de îmbunătățire, de înduhovnicire a relațiilor dintre oameni pe baza credinței în Dumnezeu. De ce el rămâne marele dascăl al pocăinței și este pictat în icoana judecății de apoi, Deisis, ca fiind rugător împreună cu Maica Domnului pentru cei care s-au pocăit, dar nu au mai avut timp să arate și faptele pocăinții, pentru că au trecut la cele cerești. Sfântul Ioan Botezătorul, deci, ceea ce predica el, trăia prin rugăciune, prin asceză, prin o viață simplă, dar foarte atent la cuvintele Domnului și la misiunea sa de a binevesti apropierea împărăției Dumnezeu, pentru că Hristos, împăratul veacurilor, devenind om printre oameni, cheamă pe oameni la împărăția Tatălui Ceresc. Sfântul Ioan Botezătorul, deci, deschide perspectiva mântuirii prin pocăință. În mod semnificativ și Mântuitorul Iisus Hristos începe predicarea Evangheliei tot cu aceste cuvinte: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mai amintit că Sfântul Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului, a fost numit de Mântuitorul cel mai mare om născut din femeie. Avem în biserica noastră o cinstire deosebită pe care o arătăm Sfântul Ioan Botezătorul, despre care Mântuitorul însuși a spus că este cel mai mare om născut din femeie. E cel mai mare pentru că el s-a învrednicit să atingă cu mâna sa creștetul Fiului lui Dumnezeu. Biserica a rânduit ca Sfântul Ioan Botezătorul să fie pomenit de mai multe ori, dar în mod deosebit în această zi, întrucât el reprezintă și trecerea dintre Vechiul și Noul Testament, dar și o pregustare a împărăției cerurilor. Trebuie să amintim în cele din urmă că Sfântul Ioan Botezătorul avea 32 de ani când i s-a tăiat capul. Deci a fost un proroc tânăr și plin de râvnă sfântă și el ne îndeamnă și pe noi astăzi să mărturisim credința în Iisus Fiul Dumnezeu, să împlinim voia Lui, să ne pocăim pentru păcatele noastre și să săvârșim fapte bune spre slava Lui Dumnezeu și mântuirea noastră. Amin. Cel de-al doilea hram al altarului de vară al reședinței patriarhale este închinat Sfântului Ioan Botezătorul, deoarece în grădina interioară a așezământului se află o statuie realizată în bronz a pruncului Ioan, copia sculpturii celebrului artist Paul Dubois, care a realizat această operă în anul 1861 la Roma.